Mesajul pe care o să-l transmit, vreau să fiu foarte concis și la subiect și aș vrea să-mi intitulez mesajul în felul următor. De ce lucruri are nevoie un om ca să se boteze? Este botezul o tradiție bisericească, o hotărâre a unui consiliu legislativ, a unui sinod? De unde vine botezul? Este important să ne botezăm ca să fim mântuiți? Sau putem și fără botez să fim mântuiți? Aș vrea să răspund la aceste întrebări și să vedem de ce avem nevoie atunci când ne botezăm. În primul rând, este botezul de origine omenească, este ideea unui grup de lideri religioși, sau botezul vine din cer? În Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 11, de la 27 la 33, Biblia ne spune că preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii, s-au apropiat de Iisus și au pus următoarea întrebare. Spune-ne, te rog, cu ce puteri faci tu minunile care le faci? Deschizi ochii orbilor? Faci șchiopii să alerge? Învii morții? De unde ai tu puterea aceasta? Și Iisus le-a răspuns tot printr-o întrebare. Am să vă spun de unde vine puterea aceasta dacă voi îmi răspundeți la o întrebare. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și acum ei se sfătuiau între ei. Dacă vom zice din cer, o să ne întrebe de ce nu l-ați crezut. Dacă vom zice de la oameni, se temeau de norod pentru că știau că Ioan este un om al lui Dumnezeu. Și atunci au recurs la acel tertip de răspuns, nu știm. Nu știm de unde vine. Știau ei bine de unde vine. Știți de unde venea botezul lui Ioan? Din cer. Ioan 1:33, Ioan spune în felul următor, cel ce m-a trimis să botez. De unde a venit Ioan? Ioan a venit de dincolo de Iordan, istoria spune că o grupare de esenieni care s-au retras din mijlocul poporului Israel când au fost cuceriți de romani, s-au retras în acele grote care au fost descoperite la Qumran în secolul 20, sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, și acolo, în acei munți, stăteau această grupare de se pare că Ioan a fost crescut în această grupare care era ultra-ortodoxă. Când spun ultra-ortodoxă, nu mă refer la religia ortodoxă, ci la faptul că erau creștini deosebiți, adică evrei deosebiți, care țineau la legea lui Moise, la Tora, într-un mod deosebit. Oamenii aceștia l-au crescut, se pare că pe Ioan, și Ioan acolo a avut revelații din partea lui Dumnezeu. Iar cel ce a vorbit lui Ioan să meargă și să boteze în apa Iordanului ca să pregătească calea lui Iisus a fost însuși Dumnezeu. Deci iată că botezul este o chestiune de origine divină. Aș vrea să prezint câteva lucruri. Ce nu este botezul în apă? Pentru ca să, în decursul istoriei s-au făcut câteva divagații, câteva, să zic eu, denaturări ale botezului care venea din cer. Și aș vrea să le prezint. Botezul în apă nu este un ritual bisericesc, Matei 3:7. Nu este o modalitate de spălare a păcatelor. Prin botezul în apă, voi azi nu vă spălați de păcate. Botezul nu spală de păcate, botezul confirmă că am fost spălați de păcate. 1 Petru 3:21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi, și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat. Botezul în apă nu este botezul cu Duhul Sfânt. Există anumite grupări care spun în momentul când intri în apa botezului, automat Dumnezeu te botează și cu Duhul Sfânt. Nu. Botezul în apă nu este opțional. Adică dacă vrei te botezi, dacă nu, nu. Nu. Botezul este imperios necesar, este obligatoriu. Domnul Iisus a spus în Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Botezul în apă nu este substituționar. Ce înseamnă substituționar?
În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 29, apostolul Pavel, vorbind despre învierea morților și despre faptul că unii își puneau întrebări cum să mai învie morții, la un moment dat le răspunde argumentând învierea morților și prin următorul aspect. Ce ar face cei care se botează pentru cei morți? Adică ce se infiltrase în biserică? Un fel de denaturare a botezului în apă, și anume, în biserică s-a infiltrat următoarea învățătură. Că dacă tata, de exemplu, a murit și n-a fost creștin, atunci eu, ca și fiul al lui, pot să mă botez pentru tata, că Dumnezeu îl va mântui pe tata, chiar dacă a murit. Asta era o aberație, o erezie. Iar apostolul Pavel îi întreabă pe cei care nu cred din biserică despre învierea morților: atunci, dacă nu credeți în învierea morților, de ce vă mai botezați pentru cei morți? Botezul nu este substituționar. Nu te poți boteza pentru altcineva. Nu mă pot boteza pentru tata, pentru băiatul, pentru verișorul meu, pentru mătușa, pentru unchi. Nu mă pot boteza. Botezul este o chestiune strict personală. Mă botez doar pentru mine. După cum mântuirea e o chestiune strict personală, mă mântuiesc doar pe mine. Dumnezeu mă iartă pe mine când mă rog. Dumnezeu face anumite chestiuni doar necesare mântuirii mele. Aș vrea să vedem acum de ce are nevoie să se boteze în apă. Sigur că de-a lungul istoriei creștine, botezul în apă s-a distorsionat, astfel că în secolul II, pentru prima dată, sfârșitul secolului II, începutul secolului III, s-a făcut pentru prima dată botezul copiilor mici. Este botezul copiilor mici biblic? Din punct de vedere biblic, nu. Apoi, în secolul V, biserica a adoptat ca normă, ca regulă, ca obligație, botezul copiilor mici. Lucrul acesta a perpetuat până prin secolul XVI, unde o grupare de oameni s-au ridicat și în decursul istoriei împotriva acestei învățături eronate. Și au venit cu ideea de a boteza doar oameni mari, așa cum spune Biblia. Doar adulți, doar cei care conștientizează că au nevoie de botez. Aș vrea să vedem de ce are nevoie un creștin, adică un om, ca să se boteze. În primul rând, un om, ca să se boteze, din textul care l-am citit, are nevoie de un îndrumător. Uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Filip l-a întrebat pe Famen: înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Dragii mei, fiecare dintre noi de aici, după ce ne-am botezat în apă, m-am primit un statut din partea lui Hristos, un mandat. Știți care este mandatul nostru? De a deveni îndrumători ai altora spre Hristos. Biserica nu este un loc al șomajului. Biserica nu trebuie împărțită între clerici și laici. Cei de pe stage sunt clericii. Ei trebuie să predice, ei trebuie să cânte, ei trebuie să se ducă și să spună altora de Hristos. Noi, laicii, cei de acolo din scaune, îi plătim, le dăm orice să-și facă treaba. Păstorul să se ducă să predice, el să se ducă să spună celor nemântuiți despre mântuire și așa mai departe. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi avem acest mandat de a fi îndrumători ai altora. Niciodată Famenul nu s-ar fi botezat dacă n-ar fi venit Filip. Unde era Filip? Filip era în Samaria, predica Evanghelia și avea un succes evanghelic deosebit. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip: du-te în direcția cutare, și îi dă direcția, în drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza, și acolo vei întâlni pe cineva, un singur om. Să lași tu o mulțime, să lași o cetate, oameni când se pocăiesc, se întorc la Dumnezeu. Poate erau sute cât sunt aici. Și să te duci după un singur om care citește. Știi ce îmi spune mie asta? Că Dumnezeu iubește chiar un singur suflet. Pentru Dumnezeu este foarte important. Domnul Iisus în Marcu 16:15 a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, la orice făptură. Știi ce înseamnă asta? Tu și eu să fim un îndrumător. Vreau să te întreb și să ne întrebăm și să vă întreb, dintre toți câți ne-am botezat de aici? Câți am devenit îndrumători pentru alții? Câți oameni au venit la Hristos prin tine? Colegi de clasă, colegi de serviciu, oameni cu care vii în contact,
au venit datorită faptului că tu ai fost un îndrumător, ai fost unul care le-ai deschis drumul care i-a adus la Hristos. Noi nu putem pocăi pe nimeni, noi doar îi aducem la Hristos. Hristos le dă pocăință, Hristos le dă iertare, Hristos le dă mântuire. Noi nu suntem decât pur și simplu niște îndrumători. Ce înseamnă îndrumător? Unul care arată drumul, unul care conduce spre ceva. Am fost foarte mișcat când am citit istoria lui Frank Arthur Jenner, acest australian care aproape mai mult de jumătate din viața lui, după ce l-a cunoscut pe Hristos, a devenit un îndrumător al altora spre Hristos. Istoria este foarte interesantă. El s-a născut în 1903 și a murit în 8 mai 1977. Este foarte impresionat pastorul Francis Dixon, pastorul Bisericii Palatul de Cristal din Londra. Și auziți ce povestește el. Într-una din zile când eram la slujbe, mă pregăteam să plec în Australia. Înainte să plec în Australia, cineva din biserică a spus că vrea să facă o mărturisire. Era cineva pe care nu l-am cunoscut. S-a ridicat în picioare respectivul și a spus: oameni buni, am venit în vizită în Londra. Eu sunt din Australia. Și venind aici în Londra, am venit la biserica dumneavoastră, pentru că vreau să-L primesc pe Domnul, nu mai am răbdare să mă întorc acasă. Când a fost în Sydney, spunea el, acolo în Australia, pe strada George Street, m-a abordat un om micuț, care mi-a pus următoarea întrebare: dacă mor la noapte, unde îți vei petrece veșnicia? În rai sau în iad? Și venind încoace, fiind pe avion, venind încoace, fiind în vacanță la Londra, am venit în biserică și vreau să-mi spuneți ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc. Pastorul Dixon a fost foarte, foarte mișcat. Dar și el trebuia să se pregătească și să plece chiar în Australia, în Adelaide. A ajuns în Adelaide și predicând Evanghelia acolo într-o sală, fiind evangelizare, după ce a predicat Evanghelia, a făcut chemare să vină în față oameni care vor să-L primească pe Domnul. Dintre oamenii care au venit în față a venit și o doamnă și a spus: eu vreau să-L primesc pe Domnul. Interesant, predicatorul Dixon a întrebat-o: și ce te motivează? Am fost pe strada Sydney, spunea el, în Australia, și acolo pe strada Sydney m-a întâlnit un bătrânel care mi-a pus următoarea întrebare: dacă mor la noapte, tu unde te duci? În rai sau în iad? Aceste cuvinte m-au atins: Domnule, vreau să fiu mântuită, vreau să merg în rai. Apoi de acolo păstorul a plecat în Perth, tot în Australia, și acolo iară predicând într-o sală, la fel a făcut chemare și la fel alți oameni care au venit au mărturisit același lucru despre bătrânelul de pe George Street din Sydney. S-a dus de acolo în Caraibe, din Caraibe a plecat în Atlanta și în Atlanta la o întâlnire cu misionarii stând de vorbă, unul din liderul de acolo al misionarilor a zis păstorului Dixon: vrei să spun cum am întors eu la Domnul? Răspunsul a fost: am fost în Australia, am fost în Sydney și am mers pe strada pe George Street. Și în timp ce mergeam pe George Street, un bătrânel m-a abordat și m-a întrebat: dacă mor la noapte, unde te duci? În rai sau în iad? Cuvintele acestea m-au mișcat. Și asta m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu. Peste tot unde a mers pastorul Dixon, a întâlnit oameni care au avut contact cu acest bătrânel. Și a zis el: vreau să-l întâlnesc pe acest bătrânel, să văd și eu cine este. A luat legătură cu pastorul din Sydney, s-au dus împreună să-l viziteze pe bătrânel. Acum bătrânelul Jenner avea Parkinson și tremura. Nu mai putea să iasă pe străzi. Însă avea aceeași pasiune de a fi un îndrumător al altora spre Hristos. Am intrat în casa lui, ne-a servit cu ceai, tremurând, neștiind cine sunt. S-a uitat înspre mine și mi-a pus întrebarea: Domnule, dacă mor la noapte, tu unde te duci? În rai sau în iad? Nu știa că sunt păstorul. Câteva zile mai târziu s-a stins. Istoria a încercat să-i refacă tot acest trecut al vieții. Și s-a descoperit că în timpul parte din viața lui, 100.000 de oameni au fost atinși de acest om, de Jenner, care n-a predicat niciodată la un amvon, care n-a fost păstorul niciodată a unei biserici, dar care a înțeles să fie un îndrumător al altora spre Hristos. Iubiți creștini,
aș vrea Duhul Sfânt să ne trezească astăzi. Câți dintre noi suntem îndrumători ai altora spre Hristos? Iubiți tineri care astăzi încheiați legământ cu Domnul, încheiați legământ cu Domnul pentru că ați avut un îndrumător. Cateheza, păstorii, părinții, toți sunt acești îndrumători care v-au condus pașii spre Hristos. Nu noi mântuim, cel ce mântuiește este El. Avem nevoie de El. Un al doilea lucru de care are nevoie un om ca să se boteze este cunoașterea lui Iisus Hristos. Isaia capitolul 53, pe care îl citea famenul acesta, vorbește despre jertfa lui Iisus. Să știi, e un lucru să știi despre Dumnezeu și este alt lucru să-L cunoști pe Dumnezeu. Informația o avea, citea, nu știa exact dacă e vorba despre autor sau despre un altul. Dar nu-L cunoștea pe Iisus. Știa, citind din cartea profetului Isaia, de fapt Isaia 53, o bună bucată de vreme din timp, să știți că cei care, scepticii care pun la îndoială credința creștină, spuneau în felul următor. Isaia 53 niciodată n-a fost în sulurile sfinte ale lui Isaia. Asta a fost numai o idee a creștinilor. De fapt, Isaia 53 a fost insertat de creștini în sulul sfânt ca să îi se dea valoarea cărții care o are astăzi. Dar descoperirile de la Qumran au scos în relief și sulurile acelea de la Marea Moarte, au scos în relief și sulul profetului Isaia în original. Și acolo s-a găsit și Isaia 53. Nu l-au insertat creștinii. Dumnezeu a descoperit profetul lui Isaia exact cu lux de amănunte cum se va întâmpla cu Domnul Iisus Hristos care a fost crucificat. Și parcă Isaia cu 750 de ani înainte este un martor ocular la ceea ce se întâmplă la Calvar, la Golgota. Iar omul acesta citea despre Domnul Iisus, nu-L cunoștea pe Domnul Iisus. Să știți că putem să avem foarte multe informații despre Dumnezeu. Poți să mergi la teologie să înveți despre Dumnezeu, că e transcendent, că e imanent, că e imuabil, că e, știu eu, poți să înveți foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Poți să cânți despre Dumnezeu. Însă vreau să te întreb, îl cunoști pe Dumnezeu? S-a apropiat Filip și l-a întrebat, știi tu ce, înțelegi tu ce citești? Înțelegi despre cine e vorba? Dacă nu mă va călăuzi cineva, nu voi înțelege niciodată. Despre cine este vorba? Și a început de la Evanghelia aceasta și spune Biblia că l-a propovăduit pe Iisus. În momentul când a început el să înțeleagă, să-L cunoască pe Iisus, a strigat extaziat, uite apă, ce mă împiedică? Dragii mei, în 1 Samuel, capitolul 3, versetul 7, Biblia vorbește despre Samuel în templu, la fel cum slujim și noi mulți azi în templu. Venea la biserică, era participant la slujbe. Dar scrie Biblia un lucru interesant, versetul 7, Samuel nu cunoștea pe Domnul. Te întreb astăzi, tu-L cunoști pe Dumnezeu? Ca să te botezi, este imperios necesar să-L cunoști pe Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu se realizează printr-o revelație specială, printr-o descoperire prin cuvânt sau în mod personal, prin diferite forme, vise, vedenii, circumstanțe interesante, Dumnezeu se revelează. Un al treilea lucru de care are nevoie creștinul care se botează, are nevoie să cunoască bine Scripturile. Să știți că am dezvoltat foarte mult muzica în biserică și iubesc muzica. Îmi place foarte mult să cânt. Nu chiar toate stilurile de muzică îmi plac. Nu cred în rock creștin, de exemplu, după cum nu cred în drag creștin. Dar există multe lucruri frumoase care le facem în biserică. Însă un lucru important pe care trebuie să-l cunoaștem este Scriptura. Și a vorbit foarte frumos fratele Adi, am fost foarte atent la mesajul care l-a transmis. Cunoașterea Scripturii ne va ajuta ca să ne ferim de anumite ispite. Iisus în momentul ispitirii niciodată n-a dat replici personale, ci în Matei 4 totdeauna răspunde satanei care îl ispitea. Este scris,
Este scris? Este scris. Dar de unde să știu eu cum să trăiesc viața spirituală dacă nu cunosc Scripturile? Spunea Ieronim, un creștin bine înrădăcinat în Scripturi este un bastion al bisericii. Dragii mei frați și surori, iubiți tineri, creștini, trebuie să învățăm Biblia care este Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte pe care cred că fratele Gabi o îndrăgește foarte mult, să o tipărește, de atâtea ori a tipărit-o și de atâtea ori a trimis-o în atâtea țări. Chiar vorbeam ieri cu dânsul, acum este direcția spre Turcia. Această carte care însumează 66 de cărți, de fapt, 39 Vechiul Testament, 27 Noul Testament. Știți care este minunea acestei cărți? Că cele 66 de cărți care au fost scrise într-un interval de 1500 de ani aproximativ, peste 40 de autori, niciunul dintre ei nu se contrazic. Minunea acestei cărți este că această carte și fiecare carte din Biblie parcă se completează cu o altă carte, se întrepătrund într-un mod atât de armonios, încât pe bună dreptate Biblia este o minune. Aici este degetul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a lăsat Scriptura să fie atât de armonioasă și pe care trebuie să o cunoaștem. Scriptura trebuie să fie hrana noastră zilnică pe care o consumăm. Ce fain ar fi dacă ne-am comportat cu Biblia cum ne comportăm cu telefonul celular. Spune-mi sincer, dacă ți-ai uitat cellphone-ul acasă, te-ai întors să-l iei sau nu? Dar dacă ți-ai uitat Biblia, te-ai mai întors-o ei? Noaptea punem pe nightstand telefonul și vrem să fie lângă noi. Când ne trezim dimineața, primul lucru ne uităm pe telefon dacă am primit mesaje. Unii chiar și la toaletă, iertați-mi, la bathroom, se duc noaptea cu telefonul. Știți? Pe telefonul acesta există un app care dacă vrei să-l accesezi, poți să afli câte ore ai stat pe telefon. Și dacă vei calcula timpul vieții, cât ai stat pe telefon și cât stai cu citind Biblia sau învățând Biblia, o să te îngrozești. De ce să ne mântuiască Dumnezeu? Pentru ce? Ce facem noi? Că trebuie și noi să facem ceva. Dumnezeu a pus toate mijloacele Harului la dispoziție ca noi să ne mântuim. Însă și noi avem ceva datorii față de Dumnezeu. Cuvântul acesta al Scripturii trebuie studiat zilnic, trebuie mâncat. Biblia nu-i doar o carte, cum spune Augustin, Biblia nu e o carte rațională. Știu, unii spun așa, scepticii spun, și chiar în școli sunt învățați tinerii, dar stai un picuț, vezi că în Biblie sunt lucruri care nu-s logice. Adică nu corespund rațiunii umane. Păi zice Augustin, dacă toată Biblia ar fi logică, înseamnă că Biblia ar fi rodul invenției umane. Dar faptul că în Biblie sunt lucruri care depășesc rațiunea, asta înseamnă că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e mai mare decât rațiunea noastră. Cine îl poate percepe pe Dumnezeu cu mintea? Dumnezeu este infinit, iar mintea mea este scurtă, mică. Și n-am cum să-L percep pe Dumnezeu. Un alt lucru de care are nevoie un om ca să se boteze este nevoia credinței. Știți? O să prezint doar acest lucru și apoi o să mă opresc. Știți ce a spus Filip? 8:37. Acum știi, ai auzit, cunoști. Crezi? Cred. Dacă crezi din toată inima, se poate. Lucrul esențial este credința. Este mare diferență între credință și religie. De multe ori religia a persecutat credința. Credința niciodată n-a persecutat religia. Domnul Iisus spune așa, în Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede, și nu mai zice și nu se va boteza, cine nu va crede va fi osândit. Pentru că lucrul esențial în acest botez nu e neapărat să intri uscat și să ieși ud, ci lucrul esențial este să intri cu credință. De fapt, ce se întâmplă când intru în apa botezului? Eu exprim prin asta în mod public ceva. Ce exprim în mod public? În Roman capitolul 6, Apostolul Pavel explică ce exprimăm noi în mod public, în mod vizibil. Exprimăm ceva ce s-a întâmplat în interiorul nostru. Când intru în apa botezului, la fel cum Hristos a intrat în mormânt, și când ies din apa botezului, la fel cum Hristos a ieșit din mormânt la o viață nouă, spune în Roman 6, Apostolul Pavel. Explică lucrul acesta. Lucrul acesta se face prin credință.
Lucrul care îl caută Domnul Iisus Hristos în vremurile noastre nu este religia. Sistemul acesta religios va deveni odată sau poate chiar va fi puternic. Însă pe Hristos nu-L interesează religia, ci credința. Când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Câțiva ani în urmă am participat la un botez. Să știți că în botez se pot întâmpla chiar minuni. Eram proaspăt absolvent și ordinat în slujbă când fratele regretatul păstor Victor Opriș m-a sunat și mi-a zis: va trebui să mergem să efectuăm un botez în apă. Era iarnă și botezul va trebui să-l facem afară. Câți candidați? Un singur candidat. Unde? În Cămara, județul Maramureș, lângă Sighetul Marmației. M-am echipat numai decât și m-am dus. El venea, fratele din satul mare, eu din Baia Mare, și ne-am întâlnit în Cămara, lângă Sighetul Marmației, în județul Maramureș. Când am văzut candidatul era un om pe jumătate mort, era bolnav. Și cerea să fie botezat afară, în apă curgătoare. Un frig, un ger, zăpadă. Fratele Opriș a zis: tu ești mai tânăr, tu o să intri cu el în apa botezului. Atunci am înțeles de ce m-a chemat. Mi-a dat niște cizme pescărești pe care le-am luat. Îmi amintesc că erau până aici. Când am intrat cu candidatul în apa botezului, m-am gândit: ăsta nu mai iese viu. Sigur a fi mântuit, îl botez și acolo rămâne. Am intrat în apa botezului cu el. Când am intrat, el fără cizme pescărești și bolnav. Am intrat în apă și foarte rapid i-am pus întrebările. Crezi? Cred. Până când? Până la moarte. Și l-am și botezat. Când l-am băgat în apă, am auzit un uf. Am crezut că i-a ieșit Duhul. După aceea l-am ridicat din apă, s-a ridicat omul și cu greu s-a dus până la locul lui. Așteptam în următoarea săptămână să mă sune familia să mergem la înmormântare. Știți ce s-a întâmplat? După o săptămână și jumătate am văzut că nu mă sună nimeni. L-am sunat eu pe fratele Opri și am întrebat: frate Victor, spune-mi te rog, ce s-a întâmplat cu omul pe care l-am botezat? O, ziceam, și uitat să spun. Dar cum? Dar ce s-a întâmplat? Sper că, probabil că ați fost și la Nu, zice, n-am fost la nicio mormântare. Știi ce s-a întâmplat? M-a sunat chiar el și mi-a spus că Dumnezeu l-a vindecat. S-a făcut bine. Botezul vine de la Dumnezeu. Facă Domnul astăzi să se deschidă cerul și să se întâmple minuni. Amin.